Dacă la intrare în sat am coborât Val Vârtej, în 5 minute eram acasă la mama. La ieșit din sat e mai greu. Trebuie să urc dealul. Am vrut să mă duc pe vale pe acolo, pe la Slovianca, Brânzeni sau măcar pe la Vaduleca. Dar au plouat azi dimineață și drumurile sunt desfundate de țară și nu prea am avut șansă. De ce? Revin pe drumul principal, asfaltat, și încep calea cu pedalare de la deal. Noroc. Da, asta e soarta bicicliștilor și din Chișinău, ca să ies, a trebuit să urc dealul Stăucenilor. Dar ce faină e la vale după aceea. Nu-i așa? Noroc! Aici în sat oamenii te salut chiar dacă nu te cunosc. Și ăla cu mașina de cărnaț. Poate că mă cunoaște chiar dacă nu-i din sat. Copilul ăsta, chiar dacă nu cunoaște, m-a salutat pentru că sunt mai în vârstă și așa e tradiția. Deci văd că poluiază cineva. Bună! Poluiază mai la deal cineva. Tare urât. Și tot zoaia asta scurge tot satul prin canalul ăsta de pe marginea drumului, Rigola. Ia că aici panta asta nu e așa de abruptă și o pot ridica cu viteza întâia. Cândva aveam biciclete mai puțin fericite, sau eu eram mai greu, sau eram mai obosit, sau mai leneș și nu puteam nici atât. Dar azi prima pantă până la grădinița copilăriei mele. Am urcat-o pe bicicletă și ultima pantă văd că tot o pot pedala. Deci sănătatea mea e bună, greutatea e potrivită, mai ridic și în picioare. Iha! Până la urmă iar a trebuit să cobor, că transfer prea tare și drumul mare înainte. Și așa e risc să mă ude de la ploaie. Dar până și pornesc fierbinte, transpirat, nu e deloc cu minte sau inspirat. Să-mi fac o poză de start, de pus pe internet cât îmi trag respirația. Mai greu îți găsesc un echilibru pentru bicicletă. Încă și vântul bate aici. Cum se zice în Ardeal. Am prins echilibru. Acum atât riscul e cu vântul. Dacă o scadă bicicleta, o să o vedeți și voi. Scoatem camera. Foto. Ștergem băiețelul. Și măcar mai puțin transpirat dacă nu uscat. Și facem poza. Selfie. Da, sunt.
vadă să fie banii. Ce putin. Dealul depozitului de chimicale și de produse petroliere. Două surse de poluare. Apele, solurile și aerul de la marginea satului. Sunt otrăvite în zona asta. Schimbăm viteza și valea spre un viitor mai verde, mai fresh. Hai da, miroase și amortășiuni pe aici. Cineva a călcat un câine, o pisică și l-a lăsat pe marginea drumului. Am ajuns la drumul principal. Mai am 90 până la Chișinău, dar drumul e strașnic până la Râscruce, la Terenești, până la Ratuș, așa că o să fie mai greu. Chiar dacă nu prea sunt dealuri, trebuia să ocolesc gropile și denivelările din asfalt. O să vină vreme când o să avem și drumuri bune și canalizare. Nu doar cap sapopii și biserica de îngoasă. Acum cheltuim irațional banii disponibili. Părerea mea. Cupola asta trebuia numai decât să fie aurită, nu? Fără aur, Bojica nu crede în credința noastră. Fudulie. Cel puțin un metru pătrat de drum se putea de făcut din banii ce. Și aici la Ratuș, la Răscrucea, spre Telenești, începe drumul bun. Și nu-i meritul PDM-ului, care a fost mulți ani la guvernare, nici meritul comuniștilor, care au fost încă mai mulți ani la guvernare. E meritul cetățenilor care au contribuit la bugetul public prin taxe de drumuri și alte impozite și care au votat până acum schimbare. Dacă schimbările au fost înșelătoare, nu-i vina lor. Politicienii sunt camileonici. Să avem grijă de acum încolo, să nu-i votăm pe cei care s-au compromis, indiferent de ce culoare politică o căpătat. Să încercăm să împrospătăm viața politică, să aducem oameni noi, mai tineri, necompromiși. Măcar așa putem schimba, putem spera că o să schimbe lucrurile înspre bine. Am trecut de primul Ratuș, următorul peste vreo 70 de kilometri sau cam așa, 65, raionul Creuleni, tot Ratuș se numește. O să intru o leac pe Orhei. Dar observ că deja de la intrare este o încălcare. E încălcată legea despre drapel. N-ai voie să afișezi drapel corporativ sau de localitate fără drapelul de stat. E regulă și crezi că e de joacă. Dar pișor nu-l interesează și nici șorii de după el.
care conduc orașul. Și nici cetățenilor nu prea le pasă. Ia să vedeți că o să-l aleagă iar în Parlament, chiar dacă a fost un mandat absent. Oamenii o să-i mai dea un mandat. Dacă le seamănă, sau ei seamănă lui, sau el le seamănă lor, dar se potrivesc. Politicienii ar fi mai de treabă dacă noi, cetățenii, contribuabili și alegători, am fi mai raționali. Clasa politică seamănă izbitor societatea reprezentativă. Mai puțin și aia din Parlament, din cauza pragului electoral. Acolo răzbat numai milionari și miliardari. Și cetățenii continuă să-i voteze. Suntem să nu li se piardă votul. Ok. Așteptați-vă deci fărmituri de la masa lor, a boierilor. Dar oameni de rând ca voi nu o să răzbată de grabă în Parlament, nici ca independent, nici ca formațiune politică sau bloc. Pentru că vă temeți să nu vă pierdeți votul. Și votați cu turma. Cred că e prima dată când intru cu bicicleta pe Orhei din direcția asta. Am mai venit odată din direcția invers, venisem chiar pe la Nistru și de-a lungul Răutului cumva într-o călătorie spre casă. Dar din spre casă, spre Chișinău, prin Orhei, n-am trecut niciodată. Dar acum am o treabă la judecătorie și o să intru să văd dacă am nimerit la timp. Cam toată țara și cam toate țările vecine la data asta. Unele drumuri sunt reparate, altele așteaptă a doua venire a Mântuitorului. Mai îmblă oamenii cu materiale electorale, dar de la alți concurenți de alte culori. Luați-le, informați-vă și alegeți conștient. Nu e nimic definitiv bătut în cui. S-ar putea să mai aveți ocazie peste 4 ani sau chiar mai devreme. Dar e bine să o faceți responsabil. Nu vă lăsați speriat sau păcăliți cu tot felul de ademeniri. Rondul de la Casa de Cultură Orhei. Trecem pe lângă piață, direct spre monumentul lui Alexandru, sau cum îl cheamă, Vasile Lupu. Domnitorul Vasile Lupu. Nu știu ce legătură are el cu Orhei, dar e un simbol, monumentul, cred că e vechișor, probabil de timpul României mari. O vreme l-au mutat din centru, după aceea l-au adus înapoi. Votat Partidul Verde Ecologist, strada Eminescu. Acum e în fața Consiliului Raonal. Nu știu dacă aici era locul lui inițial de amplasare. Și aici drapelele stau în ordine greșită, din câte înțeleg.
drăpelul de stat trebuia să fie în stânga, primul. Dar acum depinde de unde s-o coț. Dinspre ei, drapelul de stat e primul. Dinspre noi, drapelul orașului e primul. Trebuie văzut ce prevede legea. Mai citesc o dată. La Orchei Land, dar probabil în zile libere vine lumea la circ, la distracții. Intrare gratuită în fiecare zi. Are gratuite, dar aparatele cred că sunt cu bani. Aici stai pe datorii, ia că hai să-i întrebi pe oamenii și ei când au primit ultima dată salariu. Dacă i-am fost ieri, mă uitam ce am văzut. Frumos, nu? Când am mai fost așa frumusată, curățenie în orașul ăsta. Pe datorii. Urmașul Matalin că o să plătească datorii pentru ce a făcut el frumușața asta. Aici datorie noi. Nu, nu. Din buzunarul lui o dat. Din buzunarul lui o dat, de miliardar. Aici datorie. O furat miliarde. Ia că Plăcătniuc, Maia Sandu, Platon, te-a aici arriba. V-a pus în datorii, nu din banii lui o făcut aici la Orhei. O să plătiți încă multe generații de acum încolo. Stăm geaba, grăin. Ne-am dat și aici. Nu-i ca Platon, ca Plăcătniuc. Dar ce-o fugit dacă nu teme de justiție? Ce-o fugit? Tete raioanele vin și prin tete satele lui. Păi da, dă-le țirc la oameni și oamenii se duc și la mănăstiri se duc. Au și țirc acolo, cum scot drașii, au și de interesant. Vin la Orchei Land, la distracții, mare treabă că vin. Spune, băi, că cel mai bun e Pșor și cu Dodon. Luați-i Pșor și pe Dodon de mână și... Fășeți cu mătrii. Până acum cu Șor și cu Dodon ați fost. Iau și fericit sunteți. E, Vasile Potescu. Da, 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 da. Votați Partidul Verde Ecologist. Nu numai Șor și Dodon. Votați numai Șor și Dodon. Noi să votăm Verzi Ecologiști. Ce credeți că fac cu gunoiul la Orhei? Îl mută dintr-un loc în altul. Deci carosabil pe marginea carosabilului. Dacă-i praf, îl stârnesc, îl ridic în aer. Dacă-i floare de tei, un pic sub mașini. Ca gospodare de mântuială. Halal și rușine. Perie-i verde, dar comportamentul-i nesănătos. O stârnit o colbăraie. Încă gine că vremea e ploioasă, dacă nu era, aveți fi nori de praf în urma lor. Halal și degeaba. Exemplu cum nu trebuie procedat.
drum nou făcut de mântuială la Orhei, fără scurgere de apă de ploaie, și asta afectează în primul rând bicicliștii și biciclistele. Trebuie să mergem prin băltoace cu riscul de a da peste pietre, peste gropi. Dar lui Șor nu prea îi pasă și nici alegătorilor lui. Și nici urmașilor lui de la primăria Orhei, care tot din partidul și ala malefic sunt. Cam așa trebuie să fie, scurgere. Nu s-a dus apa băltoace. Mai am vreo 40 de kilometri până la Chișinău și m-am oprit să fac un popas la doi haiduși. Nu neapărat ca să mănânc și să beau ca hoții ăștia, ci ca să mă odihnesc și să mă feresc de ploaie. Că în Codre se pare că m-au prins norii și deja burează. Și taman era timpul să mai fac un popas după Orhei. Pădurea e murdară și inundată. O să vină vremea, o să avem grijă de ea ca de ochii din cap, când o să înțelegem cât e de importantă. Când a început să plouă și tună chiar. O să gătesc o salată de legume. Poate, și o salată și legume cu apă. Mersi. M-am oprit, iată, la noua pensiune de lângă Lucoil, înspre Ivancea, și-a zis că nu prea o mâncare vegană, dar niște legume coapte și salată poate să-mi facă. Bun! Și un ceai și taman treci ploaia. Și odihnim băiețelul. Marconac se cheamă pensiunea. Să vedem dacă nu o să-mi iateți banii. Boier de mine nepăluceță. Mănânc furculita. Cât ne nujă. Dar vegan ia ca să 5 lea. Și nu din fudulie, dar din grijă pentru mediu, compasiune pentru animale. Mersi. Chiar verde. La intrare în Orhei am băut kvas. Era soarele sus, dar aici trebuie să ne încălzăm. Așa că o să bem ceai verde. În Codre. Bă, băiatule, dar nu se rupe. Trebuie să o rog frumos. Atenție, o să tune acuși. E departe furtuna dacă tună așa greu după fulge. Am ajuns din urmă. Da, lai. Deci recomand și vouă mai puțin mâncați carne ca să fiți mai sănătoși
și mai împăcați cu animalele și mai ecologiști. S-a oprit ploaia. Dar furtuna încă nu. Furtuna. Ceai verde și legume la cuptor. Probabil partea altădată și acum încălzite. Salată și am dat toți banii. Dar acum hai mai departe. Mai am cât un maraton de pedalat. Ploaia nu știe că nu se oprească. Eventual, dacă încă mă udă, o să fac pelerina neagră, dar deocamdată definez cu drapelul verde. Candidez, promovez verzi ecologiști. Mai am un deal mare la Perezecina și încă unul mai mic la Măsbecești, sau după Măsbecești, dar și urc la Cricova. Țara asta ajung eu. Până acum am vreo 75 de kilometri. Că am mai dat rotocoale prin Orhiei. Acolo văd că se luminează, dar deasupra Chișinăului e întuneric rău. Ultimul deal mare pe care trebuie să-l urc pe jos. Pot să insist și pedalele, dar de-am obosit. Am aproape 80 de kilometri. Sunt vreo 20 sau vreo 30 când n-am ajuns la Perezecina. Mașini cu sute de cai pe piere. Tot cedează la dealul ăsta. O fumat o grămadă de chiștoace de când stai aici. Poate dacă nu fuma, repara mai repede. Am încălicat totuși, că nu mai este așa de strașnic deal. Pedalez. Mă deplasez. Îmi întrețin sănătatea. Mă exprim. Verde. Ecologist. Curajos. Canal Grande, strada Ștefan cel Mare, sau cum s-o fi numind asta, din centru. Da, Ștefan cel Mare, scrie pe un gard. Canal Grande, de Perezecina. Păi, dar oamenii sunt fericiți că nu-i glod.
Ia că lângă o carare au făcut șans de scurgere, dar pe lângă drum n-o putut să facă. Bine că mai colectează uneori aici apa, dar uite ce groapă mare. Se nimerește acolo cu mașina, rămâi imobilizat. Pe lângă primărie. Și zici ceva de bine de domn primar sau doamna. Cine-o fie aici la Peresecina. Deci nu numai la Chișinău e așa. Aveți canal navigabil, a? Când scoateți bărcele, gondolele? Și faci, ui, pedalez și filmez și comentez și fac campanie electorală pentru vers. Noi promitem să aducem schimbare. Atent, nu mă stropic și așa mă audă ploaia. Ce faci tu, ui? Vreau schimbare, ia ca și fac. Încurajez și pe alții. Să facă ca Brega sau mai bine decât Brega. Pedalez. Campanie gratuită sau ieftină pe timp de pandemie, ca să nu mă ating de oameni, ca să nu iau carcalac și să nu-l dau mai departe. Și ca să nu mă exprim numai pe internet și la televizor. Am aproape 200 de kilometri făcute într-un weekend până la mama acasă și înapoi. Am ieșit la drumul principal. Acolo nu e așa inundat, acolo e construit de-am de guvern, de Ministerul Transporturilor, infrastructurii și tot așa. De aici unde a făcut primărie Peresecina sau Consiliul Raional Orhei, ia ca așa-i. Până la urmă m-am plictisit eu să aștept să oprească ploaia pe la toate colțurile, așa că din Codreș până aici tot pedalez pe ploaie. Ca și cum un sfert de drum e cu condiții meteo nefavorabile, dar nu-i bai, ajung acasă, fac un duș, pun hainele la spălat și m-am scos. Cum necum, e luna locuptor și în luna asta e cam fierbinte de pedalat, așa că am prins câteva zile bune. Nu a plouat chiar tare. Vă sfătuiesc și pe voi să faceți așa. Pe distanțe mai scurte sau mai mari, dați-i foială. Nu căutați biciclete scumpe, de angoase, orice li s-a fie, dacă funcționează frânele, schimbătoarele de viteză sau chiar și cu o singură viteză, porniți la drum. La deal o duceți ghidon, la vale chiruiți, dar e mod sănătos de viață. Te oprești când vrei, vezi peisaje, comunici cu oameni. Recomand oricui cicloturismul, mai ales pe timp de vară. Nu e risc de infectare, nu te atingi de oameni. Nu cheltui foarte mult decât pe mâncare. Și nu poluați. Deveniți în felul ăsta activiști verzi sau activiste, ca Brega. Îndrăzniți, pedalați. Când e periculos, dar dacă nu te panichezi,
Dacă nu te panichezi, ei înțeleg că n-au cu cine polemiza și te lasă în pace. Important e să nu țipi, să nu te isterizezi, poți comunici cu ei, să le zici ceva de bine sau de rău, că oricum nu înțeleg. Sper să vină vreme ca nici un câine să nu fie așa liber, pericol public, și toți câinii să fie pe la casele lor sau în natură, departe de oameni, în forma lor sălbatică. Lupi, șacali, ce-au mai fost ei, vulpi. Până am ajuns noi să-i îmblânzim. Gata, cobor ultima vale. Semaforul de la Stăuceni spre Râșcanii Chișinăului. Am ajuns mai mult de 100 de kilometri. Într-o direcție am făcut mai puțin de 100 de kilometri, dar înapoi mai mult, pentru că m-am învârtit spre sat, m-am învârtit spre Orchei și s-au adunat. Dezbolovan de asfalt pe marginea drumului. Sper că responsabilii de drumuri o să-i mături, măcar în zilele următoare. Altfel e pericol de accidente și cu bicicliști și cu motocicliști și cu șoferi care se vrea să ferească și o să intre pe cineva sau o sară piatra în parbriz. Drumul e mai bine să fie curat și marca. Segmentul ăsta de drum, limita de viteză e 90 la oră. Și ăștia merg 100, dar nici chiar 150. Thank you.
intrat, m-am exprimat, m-am simțit bine weekendul ăsta și am început săptămâna extraordinar, pedalând, ceea ce vă îndemn și pe voi. Am ajuns la Chișinău, dar noi o luăm pe strada Bucovinei. Aici drumul e ca la țară, fără canal de scurgere și apa, iată, e pe mijlocul drumului. Parte e și mai rău. Drumul degradat pe lângă Chișinău Arena, bijuterie în care s-au băgat milioane și încă o să mai bage. Deocamdată nu folosește nimănui la nimic. A fost un moft al lui Plahotniuc și a celor care guvernau împreună cu el. La drumul, cum v-am zis, e ca la țară. Vârtoasă. Bun venit la Chișinău. Căruță și un cal rău. Canal navigabil. Strada Bucovinei. Mi-ar folosi o barcă gonflabilă. Merg pe aici, dar nu știu ce mă așteaptă. Poate fi un șanț, o groapă, o piatră. Tot așa și șoferii. Suntem să intre prin Băltoace. Și intră pe contrasens. O să vină vremea și guvernarea care să facă drum civilizat. Acum depinde de noi cine alegem. Cui îi dăm mandat, cheltuie banii publici. Dacă vreți fontane cu luminițe și spectacole de 9 mai din bani publici sau vreți infrastructură elementară, hai că v-am pupat. Aproape că am ajuns. Mi-a fost interesant cu voi. Sper că și vouă cu mine. Noroc, pedalați și votați verzi ecologiști. Brega e al doilea pe listă. Și mai avem bicicliști ca mine. Unii chiar mai înrăiți. Vasile Fotescu, președintele clubului cicliștilor amatori. Am convins și fetele să vină să pedaleze cu noi și ca noi. Deci, viitorul e al nostru. Pe două roți ne-l facem, sănătos, nepoluant, liber.